Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal parfumat, unde astăzi nu povestim doar despre parfumuri. O să vă arăt și parfumuri, un fel de favoritele primăverii, pentru că s-au descoperiri, favorite descoperiri, parfumuri pe care le-am purtat eu cu mare, mare drag, dar știți că sunt multe parfumuri și mi-e tare greu să fac favoritele, pentru că toate îmi plac. Dar nu vorbim doar despre aceste parfumuri, despre care oricum nu o să insist, vreau să vorbim și despre produsele pe care eu le folosesc și despre câteva produse consumate. Am zis să includ totul așa într-un video. Ideea e că eu nu păstrez toate ambalajele produselor pe care le folosesc, pentru că nu am mai făcut Temptis și am renunțat la chestia asta, nu pot să le fac pe toate. Deci ori merg în direcția beauty, partea asta de skincare, haircare, ori merg în direcția parfumuri, la mine nu prea merge așa cu de toate, pentru că nu pot să fiu atentă în toate direcțiile și atunci m-am axat pe ce pot eu să fac, dar o să vă arăt produsele pe care eu le folosesc și câteva produse pe care le-am consumat și pe care le-am găsit în timp ce căutam produsele pe care să vi le aduc astăzi în atenție. Și zic să începem, pentru că o să fie un video foarte, foarte lung, sper să vă placă și o să încep cu parfumurile. Și vreau să vorbim despre trei parfumuri care m-au bucurat în această primăvară. Niște parfumuri care merg în aceeași direcție. Avem aici Trezor Midnight Rose, avem un trandafir cu zmeurică, foarte frumos parfumul, îmi place mult de tot. Apoi avem aici un parfum inspirat de Delina, care îmi place de nu mai pot. Deci este foarte bun parfumul ăsta. Foarte, foarte bun. Este bun din toate punctele de vedere. Este și puternic. Este și feminin. Este și girly. Este minunat parfumul acesta. Avem licii, avem trandafir. Știți voi combinația aceea. Foarte populară și foarte, foarte frumos parfumul. Și mai avem și Angel Nova, care și el se duce în aceeași direcție, doar că este ceva mai lemnos. Este și el foarte puternic, este fructat, este frumos și îl ador și pe acesta. Da, v-am zis că nu se insist prea mult cu parfumurile, pentru că știți voi că deja v-am povestit despre ele. L'Instant de la Guerlain, avem aici EDT-ul, prima variantă este aceasta, un parfum genial, 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 deci este superb parfumul acesta, mai multe v-am povestit în top 5 parfumuri de designer, deci este un video recent și acesta este la fel într-un video recent, tot în top 5 parfumuri de designer, un parfum vanilat care mi se pare bun tot anul, deci este favoritul anului, dacă pot să spun așa, un parfum cu vanilie, cu lavandă, cu cacao, cu mai multe tipuri de vanilie. E delicios parfumul acesta. Ok, un alt parfum care a venit în colecția mea recent este Rosendo 6, mi l-am dorit foarte mult în colecție pentru că am avut decant și l-am purtat și știam cum este, deci nu mai era o surpriză când a ajuns la mine. Dar purtându-l mai mult și având cantitate mare, am putut să-mi fac de cap. Mi-am dat seama că el este minunat parfumul, dar nu vi-l recomand blind, să știți. În deschidere, știți că și despre Rosendo 5 se spune că ar avea ceva benzinos în el. Ei bine, eu și în acesta simt ceva benzinos în deschidere, dar pentru mine nu este nicio problemă, adică parfumul acesta este superb din punctul meu de vedere, dar testați-l dacă vă tentează și pe voi. Pe mine mă tentează chiar și Rosendo 5, cu toate că se spune ce se spune, tot îmi place. Un alt parfum pe care l-am tot purtat în ultima perioadă și îmi place foarte mult, vedeți că l-am și înfrumusețat recent, avea el o fundă, dar a venit fără fundă și simțeam că lipsește ceva, așa că i-am pus eu funda asta frumoasă și mă duce cu gândul la un serial care îmi scapă acum, un serial pe care eu îl urmăresc și vă și spuneam asta pe Instagram dacă mă urmăriți acolo.
Vă scriu pe ecran și spuneți-mi dacă urmăriți și voi serialul ăsta. Urmează episoade noi din el, din ce am înțeles eu. Și da, uitați-vă cât de frumoasă este și sticla. Parfumul este unul dulce, este foarte plăcut și nu știu dacă se mai găsește prea mult. Apoi, gurmandul suprem este Bianco Latte. Dacă vrei un parfum gurmand și nu vrei 20 de parfumuri gurmande, Bianco Latte acoperă foarte multe parfumuri, deci mie îmi place de nu mai pot și știți că a fost destul de capricioasă primăvara aceasta, au fost și zile foarte reci. Cum prindeam o zi rece? Bianco Latte, intoxicare totală, este un parfum delicios, delicios. Un alt parfum este acest Fisticos, un parfum cu fistic care mie îmi place foarte mult, Girl of Now Eli Saab. Îl port cu mare drag, îmi place aroma aceea de fistic, este pudrat, este dulce și pe mine persistă super, super bine. Apoi două parfumuri care au fost așa mai de ieșeală, mai de ocazie, mai de... Nu, n-am putut să le port chiar așa când mă duc eu în parc sau când mă duc la școală să iau copilul sau când mă duc eu la magazinul de la colț. Adică totuși, am atâtea parfumuri de zi cu zi în colecție și chiar și ieri, pe 1 iunie, apropo, la mulți ani, știu că este cu întârziere, dar... am avut o zi foarte plină, foarte plină, plină de copilărie, de jocuri și de toate și n-am avut timp, adică nu a fost despre mine, ci a fost despre copiii mei. Și Princess este un parfum cu bezele, un parfum dulce, potrivit și pentru perioada ceva mai caldă, pentru că este destul de aerisit și am purtat eu Oriana ieri. Că nu știu dacă v-am zis, m-am luat cu altele, am o grămadă să vă spun astăzi. Și cred că am mintea așa, într-o mie de locuri. Deci Oriana este un alt parfum care mie îmi place foarte, foarte, foarte mult. Și mai am aici un parfum proaspăt, unul dintre preferatele mele și parfumul meu preferat de la Jo Malone, English Parfum Frisia, un parfum proaspăt, fructat, floral, dulceag. Deci este clean, curat. Îmi place mult, mult de tot parfumul acesta și cu siguranță o să-l port și în această vară. Este destul de versatil. Mai am două. Avem aici tot așa un floral proaspăt, fructat. Se duce în zona aia de J'adore, doar că nu este la fel, bineînțeles. Este vorba despre Ananda de la Mikalev. Mă bucur foarte mult că l-am descoperit pe acesta. Îmi place la nebunie și la fel o să-l port și pe el în continuare pentru că este proaspăt. Și am schimbat puțin cadrul pentru că cred, nu știu, am mișcat pe aici. Aranjasem și eu cum trebuie. Mi s-a terminat bateria și am schimbat-o. Dar mai aveam un parfum despre care să vă povestesc puțin și este vorba despre Burberry London. L-am redescoperit în această primăvară pe Burberry London și mi se pare ieftin și bun. Mi se pare un parfum pentru primăvară feminin. Este floral, este dulce, dar dulce cam așa, cum zic eu, nectarul florilor. Această dulceață sau dulceața florilor. Dar... mi se pare că are o tiară acolo care îi dă floarea aceea albă, îl face un pic așa tropical, floral tropical. Foarte frumos este parfumul, simplu și frumos și feminin. Mi se pare un parfum doar de primăvară, pentru mine este doar pentru primăvară, pentru că miroase așa un buchet mare de flori. Probabil că o să-l mai port sau poate că nu, nici nu știu. Acum vine vara, am o grămadă de parfumuri și pentru vară, așa că nu știu dacă o să-l mai port, dar îmi place parfumul acesta și își merită locul în colecție. Ok, am terminat cu parfumurile, așa că mergem mai departe și trecem la produse. N-am vrut să vă povestesc prea multe despre parfumuri pentru că sunt la clipuri despre ele o grămadă și nu vreau să vă plictisesc, mai ales că dacă mă urmăriți, o să vă mai povestesc despre parfumurile pe care le port.
Haideți să trecem la produse. O să vă arăt o vopsea de păr pe care eu o folosesc de câțiva ani. Cred că sunt 5 ani de când folosesc aceeași vopsea de păr. Și haideți să vă spun așa un pic, ca să aveți idee că produsele despre care vă vorbesc eu astăzi nu sunt potrivite pentru toată lumea. Vă spun, eu am părul ondulat, voluminos, deci nu am un păr des, dar am volum. Și dacă mă pieptăn eu după baie și nu folosesc produsele pe care le folosesc acum, am un păr expandat. Expandat, Doamne ferește! Nu pot să ies pe stradă dacă nu folosesc anumite produse, dacă nu îmi aranjez părul într-un anumit fel, nu se poate decât dacă îl prind în coc și mi se întâmplă de multe ori să-l am așa pentru că nu am timp să stau toată ziua să mi-l aranjez. Dar am o rutină, mă spăl pe cap, folosesc o tonă de uleiuri și de creme și îmi îl ondulez la vârfuri și atunci pot să-l țin ori pe spate pentru că ondulatorul conic pe care îl am eu îi oferă un aspect destul de natural, adică nu sărmăluțe, nu chestii de astea, pentru că oricum desfac buclele și ondulatorul ăsta conic pe care eu îl am, nu este cine știe ce, nici nu mai știu de la ce firmă este, mi-l așează cumva. Chiar dacă el este voluminos și așa, îl așează. Și atunci eu pot să-l prind și arată bine sau pot să-l țin chiar și desfăcut. Momentan am avut o tunsoare până la umeri, așa sau mai sus puțin, dar mi-a crescut și nu cred că mă mai tund pentru că vine vara și nu o să pot să stau cu el pe spate. Dar ca să aveți idee despre cum am eu părul. Deci este un păr vopsit blond de mulți ani. Mi-am dat seama în ultimii 2 ani că aceasta este singura nuanță pe care eu pot să o folosesc și care îmi place acasă. Cred că dacă o să dispară de pe piață vopseaua asta, o să mă duc la salon pentru că am mai testat și alte nuanțe de la aceeași firmă, am mai testat și alte produse și nimic nu arată cum trebuie. Asta este vopseaua pe care eu o ador și pe care o folosesc de câțiva ani și este Super Blond numărul 111 de la Garnier, aceasta cu 5 uleiuri cu avocado, da? Și este o vopsea care deschide foarte mult, mai ales la rădăcină. Deci am vopsit mereu, am backup la vopseaua asta. La rădăcină nu m-am mai vopsit de foarte mult timp și parcă nu mă mai recunoșteam asta pentru că îmi crescuse părul foarte mult. Fiind obișnuită cu blond, mie mi se pare că nuanța mea naturală nu mi se potrivește cu tenul alb pe care eu l-am. Deci nu știu cum. Nu știu cum, dar mie mi se pare că nu se potrivește șatenul pe care îl am eu cu tenul meu foarte alb. Și când mă vopsesc cu vopseaua asta, parcă mă simt alt om. Și chiar m-am vopsit recent și din nou am zis, Doamne, asta este vopseaua mea minunată și cea mai bună și sper să nu dispară sau să se schimbe ceva pentru că nu știu ce mă fac. Da, este foarte frumoasă. Îmi place că nu este diferența mare între rădăcină și... De fapt, da, pe lungime, pentru că el este blond, este ceva mai gri, dar se duce la spălat, pentru că ea are nuanțator, dar îmi place mult de tot și e bună, chiar e bună. Haideți că am vorbit despre vopsea până acum, haideți să vă arăt ce țin eu deoparte de mult timp și n-am reușit să vă povestesc. Cele mai bune săpunuri de mâini sunt cele de la Bath & Body Works, Cocktail Garden, este unul pe care l-am consumat recent și pe care l-am și cumpărat recent, ultimul, pentru că pe acesta l-am primit și am mai avut unul cu piersică, Doamne! Sunt spumă de mâini, deci...
Miroase în toată baia când folosim săpunul acesta de mâini și miroase atât de bine. Și faptul că este spumă, nu. Cele mai bune săpunuri de mâini acestea sunt. Aici avem pumpkin apple și am mai avut unul cu piersicuță. Trebuie să mă duc să cumpăr altele pentru că nu se poate fără asta. Deci odată ce îl descoperi, nu mai poți fără el. Din fericire, recent s-a făcut un magazin Bath & Body Works la noi, în zonă, și pot să mă duc să le cumpăr din magazin. Înainte nu aveam de unde să le iau și le primeam. Le mulțumim, mulțumim! Dar acum avem lângă noi și pe acesta l-a cumpărat Iulia, pentru că ei plac foarte mult și până la urmă tot ea le-a primit și pe astea. E Cocktail Garden, este un, are o aromă tropicală, dar foarte plăcută, foarte plăcută, și sunt multe, oricum cred că toate sunt faine, dar de la Bath & Body Works cel mai mult îmi plac produsele pentru corp, cremele, lumânări n-am avut până acum, dar o să cumpăr și eu una să văd cum este. V-am zis, acum am în apropiere și o să văd care-i treaba. O să le descoper eu și pe ele, dar săpunurile de mâini, acestea rămân preferatele mele. Nu mai am acum niciunul, pentru că le-am consumat, dar cred că mai este puțin în ăsta. Nu știu, Iulia mai pune apă în ele când se consumă, sincer. Dar le-am pus eu deoparte și trebuie să ne cumpărăm altele. Un produs pe care eu îl folosesc pentru coșuri. Un produs care mă ajută să scap rapid de ele, să nu mai fie zone roșii, să știți că facem prostii pe față, cum apare ceva, cum imediat umblăm. Ei bine, produsul ăsta mă ajută să scap mai repede, mi le usucă peste noapte, cum ar veni. Pentru că, în general, le folosesc produsul acesta seara și a doua zi arată mult mai bine, nu dispare. Nu face nimic minuni, nu face nimic, credeți-mă, nimic nu face minuni. Produsele, în general, nu fac minuni. Nu se întâmplă nimic peste noapte, nici când vine vorba despre produse pentru păr, nici când vine vorba de produse pentru față, măști, nu face nimic minuni. Minunile se întâmplă în timp. De obicei, eu am observat că dacă ai o rutină cât de cât decent, adică nu trebuie să folosești 1000 de produse, nu, asta cu 7000 de soluții, 7000 de creme, loțiuni, loțiune exfoliantă, loțiune tonică, loțiune de nu știu care. Să știți că am și eu pentru ten tot felul de loțiuni și le folosesc așa din când în când. La mine baza este mască și cremă de față, cremă de zi, SPF, apă micelară, adică nu am o rutină prea încărcată. La păr, da, am. Asta pentru că trebuie să îl țin sub control și pentru că când am învățat eu ce produse mi se potrivesc mie, am mers pe acea rutină și cam asta trebuie să facă fiecare. Dar da, acesta, am deviat de la subiect, acesta este un produs pentru coșuri și usucă foarte bine coșurile, dar să știți că și când umblu la ceva pe față și folosesc o dischetă cu soluția asta, imediat se duce roșața, adică are efect și de mai rapid așa. Haideți să trecem la produse pentru corp și vreau să vă povestesc despre o cremă și două uleiuri. Așa, ce am folosit eu în ultimul timp, pentru că nu mai țin minte, am multe desfăcute în baie. Avem aici trandafir indian și migdale dulci, ulei de migdale dulci. De la Rituals, este genială crema asta, miroase a un trandafir foarte interesant, mai dark așa, misterios, deci are un miros superbisim și este o cremă densă, este hidratantă, îmi place, nu este foarte parfumată, are și un iz așa de ceai, adică, nu știu, e foarte mișto,
aroma este și puțin dulce de la migdalele astea. Migdale? Cred că da. Nu știu, miroase foarte bine. Foarte, foarte bine. Și m-am bucurat în ultimul timp de ea. Apoi, de la Victoria's Secret am folosit Victoria's Secret Coconut Milk and Rose, un ulei de corp, Doamne, cât este de parfumat și hidratant, dar miroase foarte bine. Eu nu știu dacă există un parfum de la Victoria's Secret care miroase așa, pentru că îmi place mult aroma asta. Și pe el l-am folosit seara, n-am mai folosit apoi parfum pentru că nu mai avea rost, dar foarte puternic și foarte frumos. Îmi place aroma, este un cocos proaspăt așa și avem și trandafirul ăsta, îmi place mult aroma asta. Și am mai folosit eu de la Moroccan Oil Body Dry Body Oil. Să știți că mirosurile de la Moroccan Oil, am multe produse de la Moroccan Oil, am și produse pentru păr, am și produse, o să vedeți că vă arăt și uleiul, spume de păr, am avut și șampon. Mirosul produselor acestea nu prea îmi place și să știți că și uleiul se duce tot în zona aia, deci și un miros, nu știu. Nu e preferatul meu, nu miroase rău, dar l-am folosit pe acesta pentru că uneori nu am chef să stau, să mă dau cu cremă, să n-am chef uneori, așa că folosesc pentru hidratare, pentru că mie îmi place să folosesc produse de hidratare, îmi și place și am nevoie și nu prea pot să ies după duș fără să mă dau cu ceva. Și atunci mai folosesc uleiul ăsta pentru că hidratează și se folosește rapid, adică are spray-ul acesta, pulverizatorul, mă dau repede pe corp, întind puțin cu mâinile și gata. Pe când cu crema trebuie să mă dau peste tot și nu am chef sau timp mereu pentru asta. Dar nu miroase rău, cum să zic eu, are un miros... Nici nu pot să-l descriu. Nu e cel mai frumos și v-am zis că am toate produsele miros așa. Haideți să vă arăt și un produs pentru cameră, un parfum Eiffel Sakiz. Sakiz? Eu parcă știu că era cu gumă. Gumă de mestecat. Da. Doamne, cât de puternic este produsul ăsta. Eu nu prea sunt cu astfel de spray-uri, prefer aparatele acelea care dau singură parfum, doar că în iulie, de câte ori mergem la un magazin care are tot felul de produse din astea, cumpără un spray din ăsta și trebuie să vă spun că a cam exagerat așa cu dat pe perdele, prin cameră, deci când dădea în cameră la ea se simțea mirosul în toată casa, în toată casa. O să iau și eu cu bețișoare de la Eiffel, pentru că nu stau eu să dau mereu cu parfum prin cameră. Asta face ea și l-a consumat și destul de repede și este și destul de puternic. Nu cred că o să-i mai cumpăr sau nu cred că o să mai las să mai cumpere, pentru că nu știu cât este de ok să tot dai și de obicei eu pun în living parfumuri, nu pun prin dormitoare, adică nu pun aparate din acelea în dormitoare, nici am unul, stați așa, că dacă tot a venit vorba despre produse din astea și tot vreau să vă povestesc despre unul, să-l arunc. Deci, nu o să mai las mai ea, pentru că nu vreau să mai dea în dormitor cu parfumuri din astea. Na, a luat și ea odată unul. Am luat eu de la Primark acest Fresh Linen cu bețișoare și miroase a nimic. Deci a nimic. Deci a nimic. Nu miroase. Miroase puțin, miros bețele puțin, dar nu a mirosit niciodată în cameră, s-a consumat așa, nu știu, cred că a fost vreo 7 lei unul, adică totuși, mai bine nu dai nimic dacă tot nu miroase a nimic, deci nu, nu, nimic, 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 nimic. Pentru față,
Skincare, am folosit în ultimul timp Elisha Koi Skin Refining Snail Skin Lotion. Este o loțiune pentru față pe care o am a doua oară. Deci am avut la un moment dat un set. O folosesc de zi cu zi. O cremă, un fel de cremă, doar că este mai lichidă, este o loțiune și îmi place foarte mult. Folosesc întâi serum și apoi pun crema asta. Mi se pare că e ok și înainte de machiaj. Deci chiar mi-a plăcut loțiunea asta și v-am zis, o am a doua oară în rutină. Apoi mai am o cremă de la My Geisha. Din nou, are niacinamide, vitamina E, acid hialuronic, super antioxidant, cocktail pentru toate tipurile de ten. Este foarte bună. Mi se pare că nu este cremă din aceea care nu s-ar potrivi și pentru tenul ceva mai gras. Adică e subțire așa pe ten, nu este densă. Îmi place foarte mult crema asta și la fel este o cremă ușoară de zi cu zi care dă luminozitate, hidratează. Mi-a plăcut foarte mult. Haideți să trecem la make-up pentru că am o grămadă de produse de make-up. Ce am folosit în ultimul timp în rutina mea de make-up zilnică și rapidă, avem așa un bronzer solid de la Essence Baby Got Bronze. Îmi place foarte mult. Se folosește destul de ușor, adică nu trebuie nu știu ce tehnică să folosești bronzerul acesta și este și un bronzer accesibil. Apoi am un alt bronzer, este cel solid pe care l-am solid pudră. Pe care l-am descoperit recent. Toată lumea zicea despre el că este super, super, super bun și chiar așa este. Am folosit foarte multe tipuri de bronzer și acesta consider eu că faptul că nu este foarte pigmentat, cred că e un plus la el pentru că te ajută să nu faci pete pe față, dar totuși nu pot să zic că de la chestia asta e el bun, că nu e atât de pigmentat. Nuanța este foarte bună, foarte bună și asta o zic toate fetele care au și alte nuanțe, nu știu, cred că eu am cea mai deschisă nuanță, 10, da. Am nuanța 10, pe asta nu prea o folosesc, deci folosesc bronzerul. Și chiar este genial, chiar este genial. Și să știți că îl folosesc și la ochi, pe acesta în pliu, îl pun în pliu. Și cam asta a fost machiajul meu. Apoi pe pleoapă pun ăsta. Deci Dior, paleta asta o am de mult. Am spart-o la un moment dat și s-a dus bronzerul pe apa sâmbetei, cum ar veni. Din păcate, nu prea îl foloseam eu pe față, îl foloseam mai mult la ochi și mai este puțin acolo, dar blush-ul îmi place mult de tot, iluminatorul le folosesc pe astea două combinate, dar de obicei folosesc pe acesta, folosesc această nuanță ca și blush și fiind așa lucios are și iluminator, deci nu mai pun, pe astea le pun pe la ochi, dar paleta asta, nu știu, dacă pleci undeva cu astea două, să faci tot machiajul. Tot machiajul ți-l faci cu astea două. Îți mai trebuie un rimel și atât. Și un ruj. Ok, înainte să pun blush-ul acela, îl mai folosesc și pe acesta de la Bobbi Brown. Se numește Pot Rouge for Lips and Cheeks Powder Pink. Foarte frumos este. Când am eu mai mult timp să mă machiez, peste fondul de ten pun un blush cremos și un bronzer cremos, apoi vin cu pudră și mai dau puțin cu celelalte. Da? Dar nu de fiecare dată. Și sincer să fiu, despre ăsta de la Bobbi Brown, de-abia acum am văzut că este și pentru buze, chiar o să-l folosesc. Chiar o să-l folosesc. Zic asta pentru că nuanța asta m-a dus cu gândul exact la nuanța
blush-ului care îmi trebuie mie și atunci pentru buze am multe produse, dar o să-l folosesc. O să-l folosesc. Așa. O apă micelară pe care am consumat-o și mi-a plăcut mult este aceasta de la Elmi Plant. Cred că o să o recumpăr, dar mai am una desfăcută de la Garnier, parcă. 3-in-1 curăță, îndepărtează eficient machiajul, previne deshidratarea pielii, ten uscat și sensibil. Și este o loțiune micelară pentru ten, ochi și buze. Asta îmi place foarte mult, nu ustură ochii. Te machiază, curăță foarte bine, chiar mi-a plăcut foarte mult asta. Da, o să o recumpăr, îmi place și ambalajul ăsta, că este micuț, așa. Am consumat Fix Me Up de la Mesauda, l-am luat eu la un moment dat. E un fixator de machiaj de pe depozitul de cosmetice. Și nu știu asta cu fixarea machiajului, pentru că pe tenul meu, în general, stau produsele, nu se duc și oricum nu stau prea mult timp machiată. Cred că asta poate să vă spună o persoană care pleacă dimineața și vine seara și atunci când se întoarce poate să vă spună exact cum i-a stat machiajul, dacă s-a, nu știu, dacă a curs, dacă s-a dus. Eu nu pot să zic că mă machiez pentru o zi întreagă și atunci n-aș putea să vă spun că un produs din acesta e bun sau nu. Un spray de fixare. Ăsta, știți ce nu mi-a plăcut la el? Mirosul. Mi se pare că miroase alcool. Prea tare. Nu știu. Nu l-aș mai recumpăra cu siguranță, nu? Apoi, mai am aici un produs de la Makeup Revolution. Se numește, stați așa, Brow Gel. Este un gel transparent pentru sprâncene. Și eu l-am folosit pe acesta de la Benefit, care este extraordinar de bun. L-am consumat, are și firicele așa, adică îți umple sprâncenele și le colorează și le definește și mi-a plăcut extraordinar de mult acesta. Dar am rămas fără și am eu alte produse, am creioane, am creme, am pudre de pus pe sprâncene, dar nu am atât de mult timp pentru machiaj și nici nu mă machiez destul de natural, adică nu stau să fac cine știe ce machiaj. Dar l-am folosit pe acesta în ultimul timp de la Revolution și mi-a plăcut foarte mult și vă spun și de ce. Eu folosesc cu siguranță fond de ten, un strat subțire, adică nu îmi încarc tenul. Și la sfârșit, sprâncenele mele fiind oricum destul de deschise, să zic, produsul pe care îl aplic înainte, fondul de ten, îmi mai acoperă așa sprâncenele sau le murdărește, ca să zic așa, și am nevoie să mi le ridic puțin în sus și atunci folosesc acest produs pentru fixare, dar mi le și curăță de fond de ten în același timp și să știți că îmi place. Îmi place și am tot întins mâna după el. Un ruj pe care l-am folosit eu în ultimul timp este, opa, era să și cadă, am mai multe nuanțe, știți că am cumpărat la un moment dat un set, Meet Matte Hughes de la The Balm, nuanța Confident. Acesta l-am tot folosit și am crezut că o să stau 100 de ani să vă povestesc despre toate acestea, dar se pare că ne mișcăm repede. În mare parte vreau să vă arăt cam ce folosesc eu, nu știu, să vă faceți o idee, să vedeți ce produse mai folosesc, dar nu știu, nu mai sunt atât de atentă la produsele pe care le folosesc, la modul să vin cu recenzii, pentru că v-am zis, sau dacă nu v-am zis, vă zic acum, nu pot să mă concentrez în toate direcțiile și nu pot eu să le fac pe toate. Așa că vă spun cam ce produse folosesc și cam ce văd eu de la ele, dacă îmi plac, dacă nu îmi plac, dacă mi se potrivesc sau nu, dar nu pot să vin cu recenzii pe partea asta. Nu sunt genul care poate să le facă pe toate și dacă mă axez pe parfumuri, la ele sunt atentă și atât. Nu vreau să îmi
cum să zic eu, să mă gândesc mereu ce produse am folosit, să vin cu recenzii, să vin, nu, niciun caz, deci asta nu fac destul de des. Am primit ieri la film aceste pliante, să zic așa, aceste monstre de cremă, The One Under the Sun CeraVe. Mie mi-au plăcut foarte mult produsele astea de la CeraVe. Am folosit și pentru corp, am folosit și pentru ten, dar eu până acum nu am văzut crema asta cu SPF 50. Și o să o testez, dar voiam să vă spun și vouă despre existența ei în cazul în care nu ați văzut-o nici voi până acum. Habar nu am dacă este nouă sau nu, dar este o cremă pentru față cu SPF 50. Deci eu trebuie neapărat să cumpăr crema asta, pentru că, uite, aici sunt, aici sunt toate produsele de la CeraVe, sunt foarte bune și eu nu știam de existența acesteia cu SPF. Sunt niște creme hidratante, sunt niște creme care nu au parfum, care mi se pare așa curățele. Hidratează și oferă protecție solară ridicată cu spectru larg de acoperire pentru a apăra bariera naturală a pielii împotriva radiațiilor și cred că este ok și pentru copii. Da, știu că este o cremă mare pe care eu am avut-o și era pentru toată familia. Am zis să vă anunț și pe voi că există treaba asta. Să trecem la produsele pentru păr. Folosesc în ultimul timp masca asta de la Kérastase Resistance. Este super, super bună. Părul meu este vopsit, este subțirel, este ondulat și eu nu prea îl perii pentru că v-am zis, este un păr dificil și mi-l aranjez și dacă l-aș peria nu ar arăta prea bine, ar trebui să încep să-l aranjez din nou și când mi-l spăl am nevoie de o mască puternică care să-l descurce și să-l facă să stea și el ca lumea. Toate firele alea, știți că zilnic ne cad câteva fire de păr și atunci el fiind aranjat, firele alea rămân acolo în el și dacă nu-l peri zilnic am nevoie de o mască de păr care să îmi elimine toate firele de păr care trebuie eliminate. Cam asta se întâmplă și am mai avut măști de la Kérastase, chiar sunt foarte ok toate. Uleiurile pentru păr sunt preferatele mele. Foarte mult timp am folosit Morocan Oil, acest tratament pentru păr. Și să știți că eu nu prea pun preț pe produsele pe care le folosesc atunci când îmi spăl părul. Folosesc cam orice șampon, cam orice balsam, am nevoie de mască, clar, o mască bună de păr și produse bune pe care să le folosesc după ce îmi spăl părul și după ce îl șterg sau îl țin puțin în prosop, atunci începe la mine, de fapt, rutina părului, pentru că folosesc creme și uleiuri. Astea sunt baza la mine și în primul rând că uleiurile astea am observat că îl așează, îl mai potolesc să nu mai fie așa nebun și bineînțeles nici nu vreau să folosesc cuvinte, iar zice lumea părul nu se hidratează, părul nu se nu știu ce, da, ăsta îl folosesc, îl foloseam eu înainte, l-am folosit mult timp, acum folosesc uleiul acesta de la Kérastase, Elixir Ultime, este un ulei uscat și are și protecție termică, oferă strălucire, este așa multifuncțional. Și dacă nu mă înșel eu, este și un produs care ajută părul să nu, cum să zic eu, să nu fie expandat așa cum este al meu de obicei. Mi-l așează și mi-l aranjează și am observat că de obicei folosesc un produs de genul ăsta, un ulei de păr. Am mai multe desfăcute, niciodată nu folosesc pe același. Folosesc așa ce-mi vine la mână, am mai multe uleiuri.
dar întotdeauna folosesc ulei în combinație cu cremă de păr. Și am observat că această combinație, avem aici kerastase, nectar termic, lapte, nutritiv. Deci sunt două produse care pe mine mă ajută foarte mult și le folosesc. Mai am și altele, deci v-am zis că nu le folosesc pe aceleași mereu. Un alt ulei pe care îl am eu deschis acolo în baie de ceva timp este acest sistem reconstructiv elixir. Deci sunt diferite cu keratină, da, și cred că și acesta e ceva cu keratină pe acolo, dar și acesta mi-a plăcut foarte mult. Am avut și șampon și balsam și cred că mai am din balsam. Deci, din nou, niște produse foarte bune pe care eu le-am folosit destul de mult timp. Și cred eu că astea sunt toate produsele despre care voiam să vă povestesc momentan. Mi-e destul de greu să fac favoritele primăverii. Cred că o să încep să vin din nou cu favoritele lunii, pentru că mi este mai ușor și țin minte mai bine produsele pe care le folosesc, că nu mai știu eu ce am folosit acum 2 luni. Sau în ce combinații sau ce produse au mai și plecat pentru că le-am consumat și nu le-am păstrat. Sper că v-a plăcut clipul acesta și că v-am lămurit așa cât de cât. V-am arătat ce produse folosesc eu. Nu știu dacă v-am lămurit și cu ce fac ele mai exact, dar ce îmi funcționează mie și am vrut așa să vă faceți o idee. Poate vă interesează unele produse. Tot ce v-am arătat eu aici sunt produse bune, care mie îmi plac foarte mult și pe care le folosesc. Și da, cam atât. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Noi ne vedem în curând cu un video nou. Să aveți o zi minunată. Pa, pa!